fost o experiență, a fost video, adică după care am citit-o pe internet, era în 2002, ceva, sau 2003, cred că era în 2003. Acolo se povestea despre o doamnă sub, din Laos, cum că este arătat un înger, povestea în detalii, exact cum s-a luminat camera, ce a spus, poate cunoașteți experiența respectivă, i-a spus să meargă în America, după care în drum spre America, i-a spus că trebuie să meargă într-o biserică și acolo, în biserica în care va merge, se va cânta o cântare, ce prieten am lui Iisus. Și a mers în diferite biserici, însă atunci când a intrat în biserica adventistă, a auzit cântarea aceasta cântându-se. Și a știut că, de fapt, îngerul acesta era un înger de la Dumnezeu și a spus să meargă în biserica adventistă. După care, cel mai șocant a fost următorul lucru, că acel înger i-a spus că în câțiva ani se vor derula evenimentele foarte rapid, astfel încât Iisus are să vină prin 2005-2006. Și atunci era 2002-2003. Și ne eram foarte, vă dați seama, eram foarte panicați. Mă, Iisus vine foarte curând. Și atunci, care este prima prioritate? Ce trebuie să fac? Și mi-am dat seama că, de fapt, școala nu are niciun sens. Că am o groază de rude care că nu sunt adventiste și trebuie să le predic Evanghelia. Și experiența aceasta mi-a rămas pentru totdeauna în memoria mea și cât o să rămână totdeauna. Acele Doamne sub. M-am pus așa pe jar un pic. Și m-am cercetat. Am văzut unde sunt și că, de fapt, trebuie să schimb un pic macadul. Trebuie să merg într-o altă direcție. Astăzi am vrea să ne concentrăm atenția asupra unui capitol din Faptele Apostolilor 26. Este vorba despre Pavel. Știți că Pavel a avut o experiență deosebită. Și acum, cu această ocazie, vrea să povestească experiența lui înainte lui Agripa, care era împărat pe vremea aceea. Pavel a zis lui Agripa, versetul 1. Ai voie să te apere. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel. Și versetul 2 spune cum a început să se apere Pavel. Spune că mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei. Știți că Pavel era înaintea lui Agripa dintr-un motiv. O să vedem mai târziu din ce motiv se afla înaintea lui Agripa. Însă, pare ciudat. Era, de fapt, într-un tribunal acum, Pavel. Și se declară ca fiind fericit. Nu pare destul de ambigu și contradictorie această afirmație. Cum să fii înaintea unui tribunal, să știi că poate să te aștepte închisoarea, sau poți să plătești chiar cu viață și să te declari ca fiind fericit. Din ce motiv se declară Pavel fericit? Se declară fericit cumva că l-a văzut pe Agripa și dorea foarte mult să-l vadă? Sau avea alte motive pentru care se declară a fi fericit? Poate că a ajuns în fața lui așa o mare, de aia e fericit. Dumnezeu dintr-o asta l-a primit. Dar, cum că a avut ocazia să predice, da? Da. Sau, poate, unii pot considera că, de fapt, într-un final, am ocazia ca să mărturisesc nevinovăția mea, nu? Mă, am fost pe la unul, pe la altul și nu m-au crezut. La ăștia mai mici așa, și acum tu, împărate, cred că o să-mi faci dreptate. Sunt bucuros că în sfârșit pot să te văd, o să-ți spun cauza mea și sper să-mi faci dreptate. Ăsta era motivul bucuriei lui Pavel? Sau o fi fost altul cumva? De fapt, faptul că Pavel era în fața lui Agripa, în lanțul, era de fapt arestat, era la judecată. Nu deranja foarte mult. Pentru că știa că, de fapt, lanțurile unde erau? Lanțurile erau, de fapt, la Agripa. Agripa era lănțuit în adevăr și în minciună. El era, de fapt, liber. Adevărul te face liber, chiar dacă ești în lanțuri. Și era foarte bucuros că acum are această ocazie de a prezenta Cuvântul lui Dumnezeu și de a dezlănțui pe Agripa. De aceasta era bucuros, atât de bucuros Pavel, de fapt, și-a dorit atât de mult să ajungă la Agripa, să-i spună adevărul care să-l facă liber. Nu era deranjat de... Pavel a ajuns într-o problemă. Când suntem într-o problemă, la cine gândim? La noi. Nu se gândea, măi, ce lanțuri mai au, mai cred că mai scap de el. Nu s-a gândit niciun pic la el. S-a gândit la Agripa. Cum poate să-l facă pe Agripa, s-a gândit la necazul lui Agripa, nu la necazul său. Ea a uitat de necazul lui. Nici nu se gândea la lui. Se gândea la Agripa. Cum poate să-l scoată din problema lui?
Haideți să vedem mai departe cum a reușit sau dacă a reușit să scoată din lanțul. Căci tu cunoști foarte bine obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. De fapt, cine era Agripa? Acest împărat se numea Irod Agripa. Era, de fapt, un iudeu crescut în Romă. Era, de fapt, de naționalitate iudeu, însă inima era romană. Cunoștea foarte bine atât obiceiurile iudeilor, cât și ale romanilor. Era, deci, în tema, nu era ca un păgân dorea să-i spui anumite lucruri să nu le înțeleagă. Cunoștea foarte bine toate obiceiurile și legile evreilor. Și a trăit în anul 41-44 după Hristos. Tocmai de aceasta, acum Pavel confirmă în versetul 13, tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și înțelegerile și sper să, nu sper să-mi faci dreptate, dar sper să înțelegi ceea ce vreau să spun. Și vedeți cât de frumos formulează Pavel. Vrea să-l facă atent pe Agripa. Vrea să spună că are o sorie extraordinară de importantă pentru dânsul. Și un pic îl face atent. Spune că, uite, o să spun ceva, ceea ce tu deja știi. Te rog să fii foarte atent. Cam asta vrea să-i transmită. Te rog să mă asculți cu îngăduință, cu foarte multă răbdare. Și versetul 4 spune că, viața mea, deci Pavel ce face acum? Începe să-și spună experiența vieții lui. Într-un sfârșit, începe să-și spună, de fapt, bucuria lui. Și speră că această bucurie să o puteți tușeze pe Agripa. Viața mea, în cele din tâi zile ale vieții mele, este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Pavel își prezintă, de fapt, era cunoscut de către toți. Nu face decât să reconfirme că mă știi cine eram eu. Cam așa începe orice experiență, da? Nivelul degradant la care am fost. Știi la ce nivel degradant am fost? Mă cunoșteau toți iudeii cine eram eu. Nu că eram un vețin. El a intrat chiar din tinerețe în Parlament, putem să spunem noi, da? Și îl știau toți. Era foarte activ acolo unde se afla. Era un membru al Sinedreului. Intrase din tinerețe, Sinedreul era foarte activ, cunoștea foarte bine legile, le învățase de la Gamaliel, învățătorul său, și acum nu face decât să spună că eu am fost foarte mult îndoctrinat cu această învățătură iudaică, pe care și tu, de fapt, o cunoști. Versetul 5 spune că dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiei noastre. De fapt, nu face decât să reconfirme. Știu unde am fost eu. Am fost un fariseu, adică am fost un om foarte, după cea mai îngustă, un om care păstra legea foarte chițipușar. Mergeam după toate învățăturile. Știți care sunt învățăturile fariseilor, cărturarilor și ale rabinilor de astăzi? Probabil chiar și la lecțiune am învățat acum, în sabat sau sabatul trecut, despre dacă ce se întâmplă cu o găină, dacă faci un nou. Cunoștea toate legile astea foarte bine, Pavel. Și le păzea cu strictețe. Punea foarte mult accent pe ele. Mai mult decât atât, o să vedem mai târziu, era foarte înveșunat împotriva cui? Celor care nu le păzeau. Și acum, versetul 6 și 7 sunt foarte importante. Aș vrea să fiți foarte atenți. Și acum, sunt dat în judecată pentru o nădejde, nădejdea păgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri. Versetul 7. Și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 semințiile noastre, care slujesc necurmați lui Dumnezeu, zi și noapte, pentru această nădejde, împăratele sunt părâtul de ei. Deci, aici Pavel spune din ce motiv este el judecat. Din aceste două texte, din ce motiv vedeți dumneavoastră că Pavel este adus înainte tribunalului și judecat? Mai citesc încă o dată textele. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri. Ce făgăduințe a făcut Dumnezeu părinților lui Israel? Care a fost făgăduința? Mesia. Poftim? Mesia. Mesia, da? Așa, foarte bine. Și mai departe, și a cărei împlinire așteaptă 12 seminții. Adică,
Tot Israelul așteaptă această împlinire. La acea vreme, semințele erau cam împrăștiate, însă nu contează. Chiar dacă majoritatea împărăților erau împrăștiate cele 10 seminții, erau, doar două seminții erau prezente, această făgăduință este, prezentă pentru tot poporul, chiar dacă este împrăștiat sau nu. La fel și astăzi, indiferent unde ne aflăm de fața Pământului, această făgăduință este valabilă și pentru noi. Fie că suntem în Israel, fie că suntem în Dublin sau în Moldova. Nu contează, e important să credem în ea. Ei, acum îi le spunem încă o dată că, de fapt, voi credeți și așteptați, îl așteptați pe Mesia. Zice, Iisus este Mesia. El a venit deja. Această făgăduință care a fost promisă de o groază de vreme, de foarte mult timp, s-a îndeplinit în fața voastră. O așteptați de atât de mult timp, atât de multe învățături în jurul ei. Și acum nu credeți. Aceasta este prima învățătură pentru care a fost adus în fața tribunalului. Iisus este Mesia. Și a fost considerată ca fiind o bulă. Mulți dintre evrei, mulți dintre cei din Dublin, mulți din toată lumea, nu cred cum că Iisus este Mesia. Pavel, pentru aceasta, a suferit cu moartea. Mai mult decât atât, el spune un lucru interesant. Că, de fapt, acest Mesia ce a făcut? A înviat. Și pentru aceasta ce face? Pentru faptul că a înviat, a fost dat Pavel în judecată. Foarte ciudat, nu? Toți așteptau ca Mesia să vină. E atât de inexplicabil lucrul acesta. Cum credeți? Ne aflăm și noi cumva într-o capcană de genul acesta în care să așteptăm anumite lucruri, ne dorim foarte mult ce le înseamnă chiar la îndemâna noastră și să nu profităm de ele. Cred că Duhul Sfânt care a fost dat și ne-a fost promis poate să facă o lucrare deosebită acum dintre noi. Nu face tot datorită, sau nu datorită, din cauza cui? De credinței noastre. Așa cum a făcut și în cazul poporului Israel. Pentru această cauză, să știi când arate că sunt părâtul de evrei. Și versetul 8, interesant. Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu învie morții? Da? Probabil ăsta o fi simțat un gest așa mai ciudat. Stai un pic, mă, te duci pe departe. Și asta spune, cum? Adică îți pare atât de ciudat că, adică Dumnezeu nu învie morții? Și să știți că, vedeți, se adresează la plural, vi se pare, nu se pare, nu vorbește doar împăratul. Erau mulți alții acolo care, în tribunalul acela. Le vorbea la toți și se spunea că, cum adică voi, care ați așteptat atât de mult, să vină Mesia, să moare și să învie, acum nu credeți lucrul acesta? Ce-i cu voi? Unde vă treziți? Adică, reveniți-vă! Încercați să vă îndreptați atenția din nou asupra Scripturii. Tocmai aceste adevăruri pot să vă mântuiască pe voi. Această înviere care, pentru care omorâți astăzi pe mine, poate să vă aducă vouă viață. Acum, să știți că această înviere poate să ne aducă și nouă acum viață. E nevoie doar de o credință puternică. Versetul 9. Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus de Nazaret. Revine din nou la problema lui, da? De fapt, Pavel e foarte ciudat, pentru că vedeți cât de mult poate să ducă în rătăcire o învățătură. Pavel o făcea cu toată inima lui. Credea cu totul și cu toată lumea. Și mai mult decât atât, ce făcea? Mergea și prigonea. Mi se pare atât de o lume astăzi zace, nu pot să zicem de cunoștință. Cunosc foarte multe lucruri, însă greșit. Exact ca și Pavel. Cunoștea foarte în detaliat și foarte cu citate, cu pagine, cu tot. Însă greșit. Și spune că ce-i drept foarte multe lucruri, din cauza învățăturii mele greșite, am făcut-o împotriva acestui Iisus, pentru care astăzi sunt gata să mor. Așa cum voi astăzi sunteți în locul în care am fost eu mai înainte. Faceți același lucru. Îl omorâți pe Iisus din Nazaret din cauza învățăturii voastre greșite. Noi astăzi avem datoria de a cunoaște foarte bine Scriptura și de a face același lucru pe care l-a făcut și Pavel. Să îndreptăm oamenii spre acel Iisus pe care ei merg împotriva lui. Versetul 10. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă.
Și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu butonul în câteva locuri. Cel mai ciudat lucru este faptul că a ajuns să și omoare oamenii. Pentru ce motiv? Pentru ce motiv omora Pavel oamenii? Crede că slujește pe cine? Pe Iisus. Este foarte interesant să crezi că slujești pe Iisus și să omori, de fapt, pe cei oameni care se închină în mod adevărat lui Iisus. Ne apărăm noi cumva, poate astăzi, într-o postură de genul acesta? Sunt frați, poate, în biserica noastră care ne dăm un îndemn. Bă, mergi pe calea asta. Ascultă de sfatul acesta. Și el, de fapt, este trimis de la Dumnezeu să ne dea un sfat, iar noi considerăm că fiind vine de la diavolul, pe când noi suntem cei care avem o idee greșită. Și această idee poate să ne ducă chiar și moarte. Da? Susținem o doctrină și atât de mult încercăm să ne o susținem, să identifică doctrina aceea cu noi, încât nu putem să ne mai despărțim de ea, până când oamenii încep să se desprindă de biserică. Se desprindă nu de biserică, dar de Dumnezeu și ajung să nu mai creadă în Dumnezeu până la urmă. Versetul 11. I-am pedepsit adesea în toată sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. Era atât de pornit împotriva, vă dați seama, poate o ură atât de mare, încât mergea și în cetățile străine ca să-i prigonească. Ce mi se pare interesant este că unde mergea să prigonească? În sinagogi. Cine mergea în sinagogi de obicei? Evrei, da? Iudei. Cei creștini care primeau deja creștinismul, în mod normal, ne gândim noi că n-ar fi trebuit să mai meargă în sinagogi, da? De obicei mergeau doar evrei, cum spuneam. Evrei creștinați ar trebui să meargă, mă gândesc, în altă parte, poate în casă să se adune. Însă evrei creștinați mergeau și ei la fel, tot în sinagogi. Ceea ce mi se pare un lucru interesant, este o metodă foarte plăcută de misiune. Atunci când vii dintr-o biserică, neapărat trebuie să te separi, când vii la biserica respectivă. Evreii mergeau, chiar dacă s-au creștinat, mergeau tot la aceleași sinagogi, însă aveau alte idei și pur și simplu le spuneau fraților de acolo, uitați fraților care idei. Noi am aflat pe Iisus, acceptați-L și voi. Nu s-au separat de ei, nu s-au... Noi suntem mai sfinți ca voi, că l-am acceptat pe Iisus. Suntem la fel ca voi, suntem aceiași frați, nu vă considerăm ca fiind mai interiori. Venim la voi în continuare, ne închinăm, însă ne închinăm într-un mod diferit. Și vă rog să așteptați, să acceptați voi și voi doctrina aceasta. De multe ori noi știm că biserica adventistă ortodoxă. Păi ce se merge la ortodoxă? Vai, cum? Na, ei se închină în mod diferit, n-avem. Însă, mergând acolo, pretinindu-ne cu ei și având o poziție fermă, putem să-L predicăm pe Iisus într-un mod foarte, foarte frumos. Așa cum făceau și evreii din vechime. În acest scop am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la amiază împărate pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întuneca, întrecea pe acea soare. De obicei, bine, știți cei care sunt mai sceptici și precredi în Dumnezeu, pot să spună, până la amiază oricum soare strălucește cel mai tare, nu? Așa că nu mai e nevoie să spui că ai avut o revelație, o redescoperire. Să descoperi Dumnezeu. Însă Pavel a ținut să menționeze faptul că mai mare ca acea soare. Adică ceva supranatural s-a arătat lui. A vrut să scoată supranaturalul în evidență în acest text. Și să știți că la vremea aceea totuși existau foarte multe evenimente supranaturale. Pentru că Iisus tocmai plecase. Foarte mulți știau, plecase cu puțin timp înainte. S-a întâmplat în 41-44, Iisus plecase cu 10 ani mai devreme. Vă dați seama, amintirea era proaspătă. Oamenii cei care erau vindecați de Iisus erau și ei pe acolo prin preajmă. Adică oamenii credeau în supranaturalul. Astăzi poate mai puțin cred. Deci nu era ceva ieșit din comun. După care continuă să-și povestească experiența lui. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evreiască. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș? De fapt, după cum știți, doar Saul a auzit acest glas. Din ce motiv a auzit doar Saul glasul acesta? Ceilalți nu știau evreiește sau... Pentru că acest glas i-a vorbit în evreiește. Ceilalți nu l-au auzit. L-au auzit doar sau. Din ce motiv? Cum credeți? Mai știți o dată textul ca să
să-l avem proaspăt pe memorie și între timp vă mai gândiți. Am căzut cu toții la pământ, la tează Pavel, și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evreiască: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș? Să ieșim în mod spiritual, adică să avem parte de o reviorare spirituală
alegând să-L ascultăm pe Dumnezeu așa cum a ascultat Pavel toată viața de Dumnezeu. Și nu a mai putut să-L ia înapoi cu piciorul, într-un țepuș. Mai mult decât atât, poate că s-a întâmplat ca la un moment dat să vă apropiați mult de Dumnezeu și parcă, spun unii, bă, parcă mi s-au deschis ochii, parcă mi s-au luat o pereță de pe ochi, mai zic alții. Adică a început să vezi cu totul alte lucruri. Până atunci nu ne înțelegeai. Da? Iar altora, lucrurile astea care ai început să le vezi tu, se apară o nebunie. Da? Lucrul acesta se întâmplă când te apropii de Dumnezeu mai mult. Așa că, spune că, acum puteți să vă întoarceți de la întuneric la lumină. Puteți să vă luați acea pereță de pe ochi a minciunilor, a tuturor tradițiilor care le aveți voi acum și legile care mai sunt, a mândriei, a mântuirii, ca să puteți vedea pe Iisus Hristos, pe acest Mesie pentru care mor eu astăzi și pentru care voi mă binuiți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă mai împotrivesc vedenii cerești. Adică de aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mai dau înapoi cu piciorul țăpuș. Niciodată. Și să știți că Pavel, oriunde l-a trimis Dumnezeu, a mers. Niciodată n-a zis, nu mă duc. A fost bătut, după cum știți, însă tot timpul a fost cu Dumnezeu. Dumnezeu l-a ales, așa ne spune textul Bibliei. Odată ce ești ales de Dumnezeu, nu înseamnă că ești cu tine necaz. Dar înseamnă un lucru foarte important. Dumnezeu este cu tine necazul acel. Și te păzește. Am propovăduit, versetul 20, ce am propovăduit ticilor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia, la neamul, ca să se apropiască și să se întoarcă la Dumnezeu, să facă, să facă fapte vrednice de pocăință. De fapt, știți că imediat în Damasc, Pavel nu s-a mai întors chiar atunci în Ierusalim. Era periculos să te întorci. Însă, pentru că era periculos atât pentru el, cât și pentru ceilalți creștini. Pentru că ceilalți creștini îl vedeau ca fiind un prigonitor, iar cei de-a lui știau că preoții știau că s-a pocăit și atunci era să fie omorât. A stat 3 ani în Damasc, apoi autorul se meargă din nou în Ierusalim. Aici Pavel vorbește un pic despre ce? Despre fapte care? Vrednice de pocăință. Adică este nevoie ca mai întâi să te pocăiești și apoi să faci anumite fapte. Pocăința este numai credințe. Da? Credința vine în urma auzirii. Pavel nu vorbește despre îndreptățirea prin ce? Prin fapte, ci prin credință. Vorbește despre faptul că atunci când crezi în Dumnezeu, faci anumite fapte și ești pocăit. Da? Așa că nu mai e nevoie să faceți faptele astea care le faceți voi până acum. Îmi spunea evreilor. E nevoie să-L acceptați prin credință pe Iisus. Foarte simplu. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Dar mulțumit ajutorul lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua de astăzi și am mărturisit înainte celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au pus prorocii. Vă dați seama, face din nou apel la Moise, la proroci. Baza credinței evreilor. Însă, haideți să vedem mai departe care este rezultatul. Eu îl văd atât de înfocat pe Pavel și atât de împătrat și se chinuie atât de mult să-i convingă pe acești frați ai lui, de fapt erau frați de aceeași naționalitate. Însă vedem dacă a avut succes. Și anume că Hristos trebuie să pătimească și după ce va fi cel din tâi din învierea morților, va fi vestit lumina norocului și neamurilor. Cum adică? Iisus a fost cel din tâi din înviere? A înviat cel din tâi sau au fost alții care aveau înaintea Lui? În ce sens a fost întâi Iisus a înviat cel din tâi? A înviat a murit. Cine a înviat și a murit? Aici se vorbesc din patimă. A fost înviat în vechi de stare. Nu, dar Moise a înviat, adică a murit, a înviat și a fost poate la cer, n-a mai murit niciodată. Moise a fost primul temporal, adică care aparținea timpului, a înviat și a fost ridicat la cer și n-a mai murit. Însă aici se referă la faptul că ca importanță. Învierea lui Moise a avut importanță? Nu a avut importanță atât de mare. Însă învierea lui Iisus Hristos a avut importanță sau nu? Da. Da? Deci învierea lui Iisus este cea de întâi înviere care a avut importanță este de fapt cea care dă viață nouă. În această înviere a avut parte și cine? Și Moise de înviere. Dacă n-ar fi fost învierea lui Iisus Hristos, Moise nu învia. Nu era luat la cer. Deci prin învierea lui Moise a fost înviat și prin învierea lui Iisus Hristos a fost înviat și Moise și toți ceilalți și noi la fel vom fi înviați prin învierea lui Iisus Hristos. Ceea de învierea în importanță. Pe când vorbea el astfel, ca să se apere, Festul s-a zis cu glasare. Pavel, ești nebun. Învățătura ta ce multă te face să dai nebunie.
Festus, de fapt, era împărat roman. Nu avea tangență cu iudaismul. Nu înțelegea prea mult doctrina iudaică. Agripa, Irod Agripa, era fiul lui Irod cel Mare. Era foarte bine îndoctrinat cu această, chiar dacă locuia în Roma, cu toată doctrina iudaică. Festus nu înțelegea nimic și se părea o nebunie. Deși înțelegea foarte bine ceea ce spune Pavel, este adevărat, însă nu ajungea la mintea lui percepea. Agripa, o să vedem mai departe ce spune el. Pavel răspunde, versetul 25, nu sunt nebun între alesurile Festus. A răspuns Pavel, din potrivă, rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Versetul 25 demonstrează că Pavel nu era nebun, se adresează lui Festus cu prealesurile. Un om destul de calculat, adică educat, știa cum se adreseze celor mai superior ca el. Versetul 26. Împăratul știe aceste lucruri și de ce îi vorbesc cu îndrăzneală. Îi spune acum lui Agripa. Căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, pentru că nu s-a petrecut într-un colț. Crezi tu, proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Agripa a zis lui Pavel. Curând mă vrei să mă întâmple și tu, să mă fac creștin. Fie curând, fie prea târziu, răspuns Pavel. Să dea Domnul. Dar nu numai tu, ci toți cei care mă ascultă astăzi să fie așa, cum sunt eu, afară de rândul acesta. Foarte frumos. De fapt, Agripa, după cum vă spuneam, repet, era îndoctrinat, cunoștea foarte bine. Știa prorocii, știa pe Iisus, știa prorocii, știa ce s-a întâmplat, cunoștea foarte bine totul. Cunoștea. Însă de la cunoștință până la credință, mai este un pic. Pentru unii, nu este un pic, dar este foarte mult. S-ar putea să nu ajungă niciodată. Mulți dintre noi cunoaște foarte bine toate lucrurile acestea. De mici copii, probabil. Însă credem, Agripa nu credea, nu prea credea. Haideți să vedem dacă reușește să convingă pe Agripa până la sfârșit. Împăratul, dregătorul Bernis și toți cei ce ședeau împreună cu ei s-au sculat. Și când au plecat, ziceau unii către alții. Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare. Toți se recunoscute că, de fapt, cauza lui este adevărată. Dacă ești nebun, nu înseamnă că trebuie să fii omorât. Poate ești un tip nejdios. Însă, de fapt, Agripa a recunoscut că ăsta este un om al lui Dumnezeu, care are o credință puternică, pentru care este gata să moară și nu este deloc nebun sau delirat. Și este pur și simplu înfăcărat pentru credința lui. Și Agripa a zis lui Festus, omul acestui i s-a fi putut da drumul. Dacă n-ar fi, cerut să fie judecat de Cezar. Foarte interesant. Până la urmă, a fost recunoscută vinovăția, însă fără niciun efect. Cum credeți? A avut un efect această experiență deosebită pe care a povestit-o sau nu? S-a pocăit Agripa? Nu s-a pocăit. Festus s-a pocăit? Nu s-a pocăit. O predică extraordinară, în urmă căruia nu s-a pocăit nici Festus, nici Agripa. Mai erau alții acolo. Nu știm ce s-a întâmplat cu ei. Poate s-au pocăit. Credeți dumneavoastră că Iisus Hristos este Mesia? Credeți. Credeți că El a murit și a înviat pentru noi? Atunci să dea Domnul ca predica aceasta a lui Pavel să aibă efect asupra noastră, așa cum a avut lui Agripa și lui Festus. Și să ne întărească credința, să credem cu toată puterea în Dumnezeu. Amin.